astăzi alături de mine Gabi și mulțumesc pentru asta, să discutăm despre ce a însemnat, ce înseamnă Ellie and the Ruby Atlas, dar dincolo de asta, să vorbim puțin despre ce înseamnă Game Development Simulations, la modul general. Din câți oameni este format departamentul? Da, cred că în primul rând ar trebui să încep cu un aspect. Eu sunt co-head of Gaming and Simulation, preună cu Marian Pânzariu. Departamentul are doi heads of, datorită mai multor aspecte, dar asta e primul lucru. Okay. Și Marian, okay, chiar dacă stânga, ce-i mâna mea dreaptă. Deci Gaming and Simulations. Noi, în cadrul departamentului, avem o serie de clienți cu care facem proiecte militare, pentru care facem proiecte militare. Rețin că a fost o întrebare data anterior despre dacă facem jocuri AAA. Noi nu facem jocuri AAA, dar acele aplicații militare se duc în acea zonă din punct de vedere a calității, și nu doar vizuale, ci a întregului proiect. Sunt proiecte targetate pentru PC, cu foarte high requirements, atât din punct de vedere a calității, cât și QA-ului. Și o mare parte din timpul pe care îl petrecem la servicii este dezvoltând genul acesta de aplicații pentru clienții noștri. Ok. Apoi, iarăși mi se pare interesant să vorbim despre diferența dintre serious gaming și ce înseamnă game development clasic. Da, sunt niște diferențe destul de mari. Dacă aș putea să sumarizez, una dintre aspectele critice pe partea serious gaming, că se încearcă să simuleze pe cât posibil realitatea. Aș putea zice chiar 1-1. Iar pentru a realiza acest aspect, apar niște, să zicem, niște elemente interesante și pentru developer, dar și pentru graficieni. Pentru că nu mai vine prima problemă ca developer, cum scriu eu codul ca să meargă ceva. Îți pui prima problemă, cum funcționează sistemul ăsta, armamentul ăsta, din punct de vedere mecanic. Pentru că tu trebuie să simulezi, de exemplu, o armă automată, da? Care are o anumită balistică, un anumit sistem de încărcare. Nu credeți că o armă adevărată e ca în joc în care ai apăsat pe un buton și tragi. Procesul de a trage cu ea, de arma, e mai complex. Nu mai vorbesc la vehicule militare. Și noi am stat foarte mult să învățăm, să citim, să vedem cum merge respectivul echipament militar. După aia, bun, hai să și programăm ceva. Lupta grea a fost să înțelegem mai întâi cum funcționează și apoi să trecem la partea de programare și de arhitectură și tot ce înseamnă, zicem, software development clasic. E aproape anatomie ce faceți voi. Da, este. Cele mai mici detalii devin relevante și au relevanță ridicată. Când primim anumite de la client de făcut, sunt documente ample asupra echipamentului respectiv, adică studiem mult, mult, mult. Dar am avut chiar norocul că clienții cu care am lucrat noi sunt și ei la rândul lor developeri. Și nivelul de calitate la care lucrează și profesionalism este foarte ridicat. Și noi ca echipă am învățat foarte multe de la ei. Deci asta a fost o cea mai mare oportunități, că am ridicat foarte mult nivelul și din punct de vedere a project managementului și ca developer și ca QA. QA-ul este draconic pentru genul ăsta de aplicații. Nu-ți permiți pe un militar să-l înveți o procedură de tragere la un, nu știu, zice, un tank și să fie greșită. La un joc poți face asta. Asta e, dai un save load. În viața reală nu mai merge chiar așa cu load-ul, nu mai ai, n-ai sloturi. Și am învățat să fim extrem de meticuloși și atenți la detalii și la absolut totul. Am discutat ieri despre chestiunea asta pe ziua dedicată carierei, atunci când ne-am axat foarte mult pe tot ce înseamnă internship și dincolo de asta, pe o carieră. Am discutat despre asta. Ce înseamnă să faci performanță prin intermediul contractelor pe care le ai, a proiectelor la care lucrezi. Pentru că miza este extrem de ridicată, așa cum spui și tu,
Evident că te responsabilizezi, evident că te înveți să joci la cel mai înalt nivel până la urmă, pentru că și cerințele sunt mari. Eu sunt în continuare și dăm voie să fiu impresionat despre felul în care vorbești așa, despre contracte cu specific militar. Am înțeles bine, da? Nu vorbim numai despre jocuri, vorbim și despre aptitudini și despre un departament care creează și lucrează implicit pe departamentul sau pe direcție militară. Palpitant, interesant. Da, este palpitant și challenging. Adică... Ce roluri vă împărțiți în cadrul departamentului? Am înțeles că sunteți doi stângaci. Tu migrat parțial dreptaci. Da, bun, sunt doi head of. Dar mai spunem, cine mai face parte din echipă? Avem developerii, programatorii, care în cadrul departamentului nostru au main skill și secondary skill la nivel de limbaj de programare. Respectiv, o parte au C-Sharp-ul ca main skill pentru că au lucrat cu motorul grafic Unity 3D. Și au secondary skills C++-ul pentru că în cadrul acestor proiecte militare care au fost cu motoarele proprii a clienților, ele erau un C++. Și automat a fost necesar un bagaj de cunoștințe și pe limbaj de programare C++. S-a folosit, așa ca o paranteză, a folosit Unreal Engine-ul pentru a învăța într-o oarecare măsură C++-ul pentru serious game development. Okay. Și în general cam toți developerii noștri au main skills, fie C-ul, fie C-Sharp-ul. Okay. De asta ei suntem și foarte flexibil a muta persoane în funcție de proiecte. Apoi avem, desigur, artiștii 2D, care de la concepting 2D, la texturare, tot ce înseamnă 2D, de la concept până la interfața grafică. Vezi un buton în joc și ăla a fost desenat de mână, cu ghilimele de rigoare, de către artiștii noștri. Avem graficienii 3D, partea de modelare și texturare, și texturarea lucrează și graficienii 3D și cei 2D împreună pentru texturarea entităților și desigur avem și avem și un animation artist care el e focusat pe partea de a crea animații, de a crea, se creează o structură, un bone structure, un schelet pentru el, procesul mai complex. El se ocupă pe partea de a face animații, atât la elemente humanoide, cât și la, nu știu, chestii mai mecanice. Am înțeles. Nu uitați să vă înscrieți în continuare. Înscrieți-vă pentru tombolă. Mai avem puțin până organizăm extragerea. De asemenea, fiți liberi să vă înscrieți pentru internship, assist software, open doors, a treia ediție, prieteni, a treia zi, pardon, din prima ediție online, de fapt, asta am vrut să spun. Gabi, am înțeles că ați dezvoltat și asset-uri proprii pentru Unity Store. Vreau aici să discutăm mai pe larg. Ne spui câteva cuvinte despre asta, cât de mult se lucrează la un produs de felul ăsta? Categoric. Noi, în cadrul departamentului, avem și un roadmap pentru pregătirea noastră profesională. Pentru a fi, să zicem, o matriță de pe care nu vă puteți... Care trebuie să fim, desigur, up-to-date cu tot ce este nou. Și, desigur, prima soluție care pare la îndemână oricui, ok, ai niște cursuri la care să te uiți, ai niște tutoriale, niște cărți, etc. pentru partea de learning. Noi am realizat că este mult mai productiv și mai ok ca output final să creăm asset-uri. Asset-urile astea ce sunt? Motorul grafic Unity are propriul magazin în care orice persoană poate să cumpere anumite... Ele se cheamă asset-uri. Dacă îmi vorbesc asset-uri, de exemplu, eu ca programator vreau să fac un joc în Unity, dar nu am skill-ul necesare pentru modelare. Mă duc pe Asset Store și îmi cumpăr caractere, materiale, texturi, tot ce îmi trebuie. Adică pot să-mi cumpăr absolut tot ce înseamnă componenta de grafică și să mă focalizez pe partea de programare. La fel, în Unity Store sunt anumite tool-uri pentru programatori, pentru a genera diferite soluții pentru probleme care, zicem, nu te întâmpini zi cu zi. Și noi, în cadrul departamentului, s-a luat decizia să creăm aceste asset-uri, care noi am împărțit pe asset-uri 2D, 3D și tool-uri. Tool-uri respectiv niște scripturi care augmentează motorul grafic Unity și dă niște opțiuni în plus față de ce îți permite motorul, zicem, curat, stand-alone. Și, da, până acum am, mi se pare că am făcut, cred că, 5 asset-uri.
și o să continuăm, pentru că pentru noi este un learning opportunity și este mult mai ușor să cuantificăm la final. Uh-huh. Da, am învățat asta și avem un produs, până la urma companiei, sunt mai multe produse. E rolul tău, le împarți cu celălalt head of department, să verifici, să vezi dacă ceilalți sunt la zi, dacă și-au făcut update-ul, dacă sunt cu minciori. Ești cu minți oricum. Îi verifici la teme, să vezi dacă au învățat, dacă au trecut pe toate site-urile, pe toate platformele, etc. Ideea cu verificatul ăsta, știi care, că merge, dar e obositor și pe la urmă, de long term, este complet non-productiv. Da, da, da. În gen, cu toată cea mai mare bucurie, în departamentul nostru, oamenii sunt foarte proactivi. Uh-huh. Adică ei vin genotip, vreau să fac asta, vreau să mai facem un, nu știu, o extensie la Unity, vreau să mai luăm niște tutoriale, niște cursuri. Trebuie să terminați de vizionat tutorialele respective. Le-am văzut de anul trecut. Scopul asta e meu răspunsul. E să îi ajut să le dau orice doresc ei. Uh-huh. Uh-huh. Dar, să zicem, la nivel strategic aliniez anumite chestii, pentru că la nivel de departament există și goluri strategice pe departament. Deci nu goluri personale. Există goluri personale pentru fiecare membru a echipei, uh-huh, ca să crească el în cadrul companiei și el profesional. Sunt și niște goluri strategice, uh-huh, care le luăm tot împreună cu echipa, dar în care am un cuvânt mai mare de spus. Un exemplu. Golul nostru a fost ultima perioadă să punem accent pe componenta de tehnologii de VR, uh-huh, AR, uh-huh, care am avut o oarecare minus. Următoarea etapă mai majoră este să ne axăm pe partea de multiplayer. Și nu mă refer doar la ele, ci componenta de multiplayer în motoare grafice, cu care avem o leacă de deficit. Uh-huh. Astea sunt chestii la nivel mai strategic, să zicem. Tehnic vorbind, pregătirea permanentă, să fiți cu toții la curent cu ce apare, cu noile tehnologii, vă și pune în situația de a accepta, de a fi capabili să lucrați la toate proiectele care vin, care nu vă sunt propuse. Categoric, însă să nu crezi că nu este ușor, adică fără îndoială. N-am avut niciun proiect, mai ales cele militare, în care să zicem, leger, nu. Toate au fost focus 100%, nu, 200%, și Marian Pânzăriu, el poate să, nu să confirme, el a fost linia întâi în genul ăsta, pentru că una dintre problemele majore a fost că am lucrat pe motorul lor grafic. Și motorul lor grafic este in-house, nu are nimeni acces la el, adică, mm-hmm, nu poți să cauți pe Google. Am înțeles. Că ele cu caracter. Evident. Da, doar, da, 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 pentru. Și a fost dificil, a fost dificil aspectul ăsta, dar te pregătești psihic cumva dacă te simți mai confortabil, cu cât ai un knowledge base. Eu tot timpul zic că cu cât înveți mai mult, nu o să fie mai ușor, mm-hmm, pentru că vei face lucruri și mai complicate, mm-hmm, dar o să te simți mai confortabil. Mm-hmm. Eu nu mai simt anxietate când vine, nu știu, o estimare sau vine un proiect nou, zice, vreau să facem asta. Ok. Să analizez, îți dau un răspuns peste o zi, două, trei, în funcție de complexitate. Întâmplarea face că simt exact la fel. Cu cât afli mai multe, cu cât cunoști, cu cât știi mai mult, cu atâta lucrurile se complică, pentru că vezi din ce în ce mai multe și lucruri de descoperit. Și cerințele, fără îndoială, și de la tine, dar și a celorlalți din partea ta. Întreba cineva apropo de asta, de ce îmi spui tu, ieri, și mulțumim tuturor pentru că sunt conectați, pentru că sunt curioși, sunt în contact cu noi așadar. Întreba ieri, se stă mult peste noapte, se petrec multe nopți, semi-albe, gri, ca să nu le numim de-a dreptul nedormite, pregătind, studiind, făcând o logistică? În momentul de față, și când zic momentul de față, nu. Adică au fost, okay, au fost proiecte și au fost momente în care, da, s-a stat peste program. Dar eu, din experiența mea, eu când am fost la început la ASIS în primii 2-3 ani, da, pentru că eu nu știam, nu știam aproape nimic, hai să fim sincer. Dar avantajul excelent că eram... Asta e excelent. Și toți care intră în... Iartă-mă, dar nu se înțelege că 2-3 ani acum la știu mai mult, adică nu bine, se bine, înțeleagă. Corect, te rog. Dar orice persoană care vine, orice student, da, e datoria lui față de el să înțeleagă că la început nu e ușor. Va trebui singur să lucreze o leacă mai mult, uh-huh, și face la birou este doar o fracțiune din
bagajul de cunoștințe pe care trebuie să-l acumulezi. Uh-huh. Și în mare parte se acumulează singur prin muncă. Prin... Dar cu timpul scade acea marjă de stat peste noapte. Uh-huh. Și mai ales dacă ești integrat într-o echipă și echipa cu cât e mai matură, cu cât scade probabilitatea să trebuiască să faci overtime sau să apară probleme care nu le prevezi în timp. Deja noi acum la proiecte știm din timp dacă ceva nu merge cum trebuie, adică ne dăm seama că... Acum ne dăm seama că o să stăm peste noapte. Înainte ne trezeam că trebuie să stăm, acum știm că o să stăm înainte că urmează. Excelent, excelent. Asta înseamnă experiența. Ești pregătit psihic. Asta înseamnă experiența până la urmă. Spune-mi, o echipă atât de mare, e o echipă complexă totuși, ai simțit nevoia sau a venit natural după cei 8 ani în Assist Software să coordonezi, să poți accesa o asemenea ipostază, o asemenea poziție head of? Vine cu foarte multe responsabilități până la urmă. Ai simțit nativ că poți fi coordonator, că poți organiza oamenii, că poți inocula din pasiunea ta, din ceea ce știi tu și celorlalți, sau în timp așa și cu răbdare ți-ai dat seama? Eu când m-am angajat la Assist, am zis din start că vreau să fac un departament de gaming, când eram singur departamentul de gaming. Am avut dorința asta, dar am învățat, adică când îmi aduc aminte modul în care coordonam în primii 2-3 ani echipa, care era echipa mică, eram 3 oameni, am pus tot timpul pasiune și mi-am pus tot timpul echipa chiar și în fața mea. Dar maturitatea, cât am eu acum în sfârșit, a venit cu timpul, cu experiența și datorită echipei, și datorită echipei în sensul în care mereu am încercat să iau lângă mine oameni mai buni decât mine. Și mie niciodată nu mi-e rușine să zic că nu știu ceva. Și la fel mi-mi place cât de mult, mi-mi place să conduc, asta e adevărat, îmi place să fiu lider. Nu știu dacă simt asta și chiar îmi face plăcere, eu nu sunt stresat când trebuie să vorbesc cu echipa sau când... Dar îmi place în același timp să cresc oamenii. Aici cea mai mare bucurie când primesc de la upper management, trebuie să faci asta, asta și asta, și eu zic, a, perfect, păi eu am aici oamenii mei, pot să dau mai departe, pot să îmi dau din sacele mele mai departe cu cea mai mare încredere și eu stau liniștit și îmi fac treaba mea. Deci, eu nu sunt de principiu one man show, mie nu-mi place să am oi în spatele meu. E aproape ca într-o familie ce îmi spui tu. E aproape ca într-o familie. În felul în care ai încredere, inclusiv, că și ele sunt constructive. Psihologii clinicieni spun că trebuie să te cerți serios. Dacă nu să taci cineva, să mocnești. Sigur, nu să ții în tine așa ca un hârciog. Trebuie exploziv, el, sigur că da. Cearta arată că-ți pasă. Exact. Prin urmare, să ai încrederea asta aproape ca într-o familie, te las pe tine să faci asta, cu toate că este super important. E ceva, spune ceva despre felul în care, într-adevăr, sunteți o echipă, aveți un adeziv care vă ține la un loc. Și cultura în sine a companiei, Assist-ul, ca orice companie, are și lucruri bune și negative, asta e realitatea, dar mereu s-a pus și se pune pe prim plan să se creeze interacțiunea asta între oameni, să nu fii doar coleg de servicii sau coleg de servicii. Ok. Okay. Asta e important în a crea o echipă și performantă până la urmă. Vreau să ne întoarcem la joc. Vom lua o scurtă pauză, dar înainte de joc și de pauză vreau să vorbim puțin despre ce ar trebui, pe ce ar trebui să se axeze un elev sau un student mai degrabă la început de drum dacă e interesat pe o carieră în domeniul ăsta. Cu ce ar trebui să înceapă? Dincolo de a fi gamer, dincolo de a juca, dincolo de pasiune, care cred că e o constantă. În prima etapă, desigur, dacă îți dorești să meargă pe partea de programator, este să aleagă un motor grafic. Acum toate motoarele grafice, toate, cele mai importante, Unity și Unreal, sunt free pentru orice persoană, orice student care dorește să învețe. Și aleagă unul din aceste motoare grafice și în funcție de poate cât de confortabil se simte fie cu C++ sau cu C# ca limbaj de programare, să-l descarce. Acum se găsesc materiale foarte multe. Deci problema de a învăța noi. Dar ce e mai important de atât, să înceapă din prima secundă să facă proiecte micuțe, să facă proiecte. Iar dacă reușește să mai capteze încă 2-3 oameni pe lângă el, o să vadă că crește exponențial și viteza cu care învață și plăcerea cu care înveți.
Și complexitatea, și până la urmă, îți permite să atingi un nivel mai înalt de complexitate. Și eu recomand la toți, mai ales la studenți de facultate, faceți un grup ușor, micuț, 2-3 oameni, dezvoltați proiecte. Nu contează ce, dezvoltați. Have fun. Adică chiar e momentul la ei în care trebuie să se gândească să fie fun ceea ce fac. Ok, Gabi, o plăcere să te am alături. Gabi Tironeac, Game Development and Simulations. Ținem aproape și am senzația că o să ne reauzim cât se poate de curând.